Deputatul romașcan Laurențiu Leoreanu se află printre parlamentarii PNL și USR care au semnat moțiunea de cenzură împotriva guvernului Grindeanu și a hotărârilor de guvern privind amnistia și grățierea. Astăzi am semnat alături de colegii din Parlament, ai PNL și USR, o moțiune de cenzură vis-a-vis de evenimentele care s-au întâmplat azi noapte și în cursul zilei de astăzi despre scoaterea la lumina acestor ordonanțe de urgență pe ceea ce înseamnă modificarea codului penal și codului procedură penală. Noi credem că procedura este una care nu se încadrează în ceea ce înseamnă analiză serioasă, dezbatere publică într-un sistem democratic pe care îl dorim într-un stat de drept al Uniunii Europene. Așa încât, dincolo de modificările care s-au făcut, care pot fi discutate, pot fi dezbătute, în primul rând, modul prin care s-au adoptat aceste ordonanțe lasă un gust amar. Și putem vedea ce este în țară, ce a fost aseară, ce este astăzi. Oamenii nu doresc să fie martorii unor astfel de mecanisme, unor astfel de proceduri, drept pentru care voința poporului până la urmă va trebui respectată într-un fel sau altul. Deputatul romașcan spune că PNL a ales calea democratică de sancționare a PSD-ului și a acțiunilor sale, care au inflamat țara. Deși nu va fi prezent alături de colegii din teritoriu la protestele locale, parlamentarul romașcan, fiind ocupat cu activitățile legate de pregătirea dezbaterii pe buget, acesta va urmări cu atenție ceea ce se întâmplă la Roman și în întreaga țară. Noi am hotărât, și când spun noi, mă refer la PNL, să mergem pe o cale corectă, o cale democratică, și anume aceea de punerii unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului vis-a-vis de aceste evenimente de ieri, de azi noapte și de astăzi. Eu nu am cum să fiu fizic alături de ei, pentru că sunt în București, sunt la Parlament, am avut ședința de plen a Camerei Deputaților, în care a fost și o manifestare de antipatie, dacă vreți, față de ceea ce s-a produs de Guvernul României, dar mai mult decât atât, avem activitățile noastre care sunt deja programate în acest sfârșit de săptămână. Voi fi în București, se va lucra, dacă vreți, într-un program total nenormat, adică zi și noapte, fiind și în Comisia de Buget Finanțe, pentru adoptarea bugetului. Mâine se vor depune moțiunile și amendamentele pe buget. Vineri dimineață se va intra la clasificarea acestor amendamente pe comisii. Vor începe activitățile pe comisii de vineri în jurul prânzului. Va continua și sâmbătă și duminică cu analiza bugetului și cu analiza fiecărui amendament, inclusiv cu discuții cu ordonatorii principali de credite, urmând ca luni dimineață să fie depus raportul comisiilor în Parlament, în plen, iar luni și marți să aibă loc dezbatere, analize, intervenții în plenul reunit, iar probabil marți seară să avem un vot pe buget. Toată săptămâna în Parlamentul României este o activitate intensă legată de votul pe buget și moțiunea de cenzură depusă împotriva legilor amnistiei și grațierii. Cam aceasta e activitatea de la sfârșitul acestei săptămâni și începutul săptămânii viitoare, care sigur nu mă lasă să ajung în teritoriu, dar sunt alături de romașcani, sunt alături de colegii mei din PNL, sunt alături de toți cei care își doresc un stat de drept, care să funcționeze în conformitate cu principiile unei democrații consolidate. De altfel, ați văzut și reacțiile statelor europene, ați văzut de asemenea și îngrijorarea Statelor Unite, mai ales că în urmă cu o zi, două, la vizita pe care a avut-o la Galați, ambasadorul Statelor Unite lăuda România pentru lupta împotriva corupției și pentru verticalitatea cu care abordează această problemă spinoasă. Iar de asemenea, multe state ale Uniunii Europene au evidențiat activitatea aceasta din România. Iată că astăzi înregistrăm semne de îngrijorare majoră din partea statelor cu democrații consolidate, pentru că, încă o dată, repet, lucrurile pot fi discutate.
discutate pe articole, pot fi discutate pe tipuri de infracțiuni. Nu aici este prima problemă. Prima problemă e modul în care aceste ordonanțe au fost discutate pe repede înainte și adoptate și publicate în mers de noapte în Monitor Oficial. Deputatul Romașcan, aflat în opoziție, critică aspru modul de eludare de către PSD a dezbaterilor parlamentare în cazul unor legi esențiale într-o democrație, așa cum sunt legea amnistiei și grațierii, care a aruncat în aer o țară întreagă. A fost făcute într-un stil smuls, ca să spun așa, folosind un termen din haltere, în loc să fie într-un parcurs normal în Parlament, în dezbateri, în discuții, pro și contra, dar care să nască până la urmă o soluție, un numitor comun adoptat și gândit pe principiul votului majoritar. A fost un ordin de partid participarea colegilor dumneavoastră atât de numeroasă, mă refer la consilierii liberali? Nu, sub nicio formă nu este un vot de partid. Noi nu obligăm pe nimeni să facă într-un fel sau altul, dar discutăm. Sigur că discutăm, sigur că ne sfătuim. Și această problemă a fost gândită, analizată și ne raliem și noi, dacă vreți, vocii poporului. Poporul care întotdeauna are dreptate, așa cum la alegeri a votat majoritar actuala putere și noi am mers în opoziție și am respectat și n-am crâcnit, la fel și acum vocea poporului o ascultăm și suntem alături de ea. Sprijinim această atitudine, dacă vreți. Vedeți că la ora aceasta în țară, în marile orașe, sunt mii de oameni. În București erau anunțat meeting-ul la ora 19, adică exact la această oră la care vorbim și deja la această oră sunt peste 15.000 de oameni adunați. Mii de oameni la Iași, mii de oameni la Timișoara, la Brașov, la Constanța, la Târgu Mureș, la Cluj, la Oradea. Iată sute și la Roman. Cam 100 erau. Da. Deci despre asta vorbim. La Timișoara sunt 7.000, la Cluj-Napoca 5.000, la Sibiu peste 3.000, la Galați 1.000, la Bacău 3.000, deci la Iași aproape 5.000. Deci atât vorbim despre mii de oameni, da? La Suceava din jur de 500. Sunt oamenii, țara se mișcă, țara își manifestă total. Iată, văd acum că deja se forțează ușa, poarta guvernului. Nu suntem de acord cu a forța aceste lucruri, dar credem că trebuie să rămânem calmi, să protestăm în liniște, foarte, cu atitudine foarte civilizată, dar foarte răsticat, pentru ca Europa să vadă. România a intrat în drum al democrației consolidate și indiferent că cineva sau nu vrea să o respecte, poporul cere acest lucru, iar eu cred că vocea poporului trebuie respectată. Liberalii urmăresc cu îngrijorare evoluția evenimentelor din București și din întreaga țară și speră ca acestea să nu scape de sub control.